Salut! Abonați-vă pe canalul de YouTube lui Cosmin pe drumuri americane. Bună dimineața din Port Byron, Illinois. Încep săptămâna cum altfel, într-un mod minunat. Mă duc la pescuit pe Mississippi pentru că am petrecut weekendul în apropiere de acest fluviu. Am vizitat un prieten și am zis că cel mai bun lucru pe care l-aș putea face la început de săptămână să-mi iau o zi liberă și să merg la pescuit. Așadar, voi merge într-o locație pe care am tot vizitat-o, dar anul acesta locația respectivă nu prea mi-a oferit satisfacții. Să sperăm că de data aceasta vor fi câteva ore minunate de pescuit, mai ales că și vremea se anunță a fi extraordinară. Așadar, va fi un nou vlog pescăresc. Dacă agreați o astfel de postare, rămâneți alături de mine. Am ajuns la baraj. După cum vedeți, nicio persoană, habar n-am de ce. Noi românii avem impresia că mereu cineva vine să ne ia locul la pescuit. Incredibil cât de frumos, cum poate să fie mai mirific de cât atât să fii singur într-o astfel de locație. Wow, arată extraordinar, un răsărit de soare minunat pe care o să vi-l arăt la un moment dat, dar acum vreau să mă pregătesc repede de pescuit, deoarece începutul de zi este extraordinar. Se pare că va fi un vlog minunat. Nu-mi găsesc cuvintele pentru că sunt în al nouălea cer. Mereu am visat ca într-o zi de luni să nu merg la muncă și să petrec începutul de zi pe malul apei. Ia uitați cum arată acest răsărit de soare pe Mississippi. Dacă nici acest peisaj nu arată bine, atunci sunteți foarte pretențioși. Cum ar fi zis un iancheu, oh my god, guys! Incredibil! Acesta este un baraj pe care vi l-am tot prezentat. Acum aveți în prim plan lacul de acumulare. Wow! Cum arată această dimineață? Sunt surprins puțin deoarece avem sau am niște valuri, dar contează mai puțin. Principalul este că nu se anunță o zi cu un vânt puternic, ci unul lin spre moderat. Cam atât pentru această introducere în vlogul de astăzi. Acum merg să instalez bețele, după care vă voi prezenta și alte clișee. Facem o probă la GoPro, pentru că sunt singur și mi este mult mai ușor să filmez cu această minicameră. Am lansat bețele, acum îmi beau cafeaua. Încă o dată, mai duceți-vă în dragostea mea dacă nu vă plac astfel de clipe, înseamnă că trăiți degeaba. Acum eu nu spun că toată lumea trebuie să vină la pescuit într-o zi de luni, dar atunci când aveți posibilitatea, vă tot spun de un milion de ori, mergeți și vă bucurați de natură, pentru că aceasta este extraordinară. Doar trebuie să o apreciați acolo unde sunteți. Natura este minunată în orice locație vă aflați. Să revenim la ale noastre. Pescuiesc curaci. Am uitat să dezgheți o parte dintre aceștia, dar am noroc pentru că sunt câțiva care deja s-au dezghețat. În această perioadă nu se găsesc raci vii și nici nu am încercat să caut. Sunt câteva state care nu au voie să primească raci din Louisiana, raiul racilor, unde se află foarte multe crescătorii, nici nu știu cum să le spun, care distribuie raci în toată America. Acest stat este renumit pentru crawfish. Așadar, Illinois, Wisconsin, Indiana, nu știu sigur dacă Michigan și mai sunt încă vreo 3 state care nu acceptă să primească delivery din Louisiana. Din acest motiv, multe magazine nu
pot vinde raci, cred că ai nevoie de o licență specială. Exista totuși o locație în Chicago unde se comercializau astfel de raci. Racii pe care îi cumpăr eu și pe care îi folosesc sunt dintr-o rețea de magazine alimentare congelați, dar văd că vine peștele și la o astfel de momeală. Bineînțeles că dacă aș fi avut raci vii, probabil era și mai atrăgător acest lucru pentru pești, dar să ne mulțumim cu ce avem. Am și râme, dar mă feresc să încerc la o astfel de momeală, deoarece mereu trebuie să mă spăl pe mâini. Sunt câteva valuri și mi-este greu să mă apropiu de apă. Contează mai puțin, acum vreau să-mi savurez cafeaua. Guys, sunt în extaz. Acum să vedem dacă și peștele va mușca. Pescuitul arac nu este unul extrem de activ. Peștele nu mușcă foarte des, dar atunci când o face, cu siguranță vine unul de dimensiuni mai mari. Iată că a sosit primul pescar. Am avut 2-3 trăsături. Dacă ar fi să mă iau după cum arată racul, ar însemna că peștele a mușcat, dar nu a fost eu atent. Parcă începe peștele să miște. Semn bun. Probabil era prea devreme când am venit eu și nu se sculaseră încă, erau la cafea. După o oră de așteptat, nicio trăsătură. Am să-mi schimb la un băț momeala și o să încerc cu râmă să vedem dacă peștele vine la o astfel de momeală. Am 3 cutii de râme. Ok, să vedem dacă vine la râmă. Și avem primul pește pe ziua de astăzi, un dram de mici dimensiuni. Este ora 8, au început să sosească și alți pescari, pentru că, așa cum spuneam, este o zi extraordinară, de mâine vor reîncepe ploile. A tras din nou la râmă, să vedem, parcă este mai măricel acest pește. Un pic mai mare. Este destul de rece, chiar dacă a ieșit soarele și suntem la jumătatea lunii mai.
Eu ori de câte ori vin la pescuit, nu contează anul, timpul, ziua, chiar dacă se anunță căldură sau frig, mereu am haine în mașină. În mașină sunt pregătit pentru orice vreme. Hai să vedeți cine mă vizitează. Un cățeluș, drăgălașul. Săracul. E amărât. I-aș da ceva să mănânce, dar nu am. Nu știu dacă îi plac obligeii. Câți, câți, câți. Ești amărât. Hai la mine, hai, hai, hai. Hai încoace, hai. De ce să-ți fac dacă nu-ți plac? Nu am altceva. Zici că e pierdut în spațiu. Habar n-am de unde a apărut în peisaj. Tocmai și-a făcut treburile pe trepiedul meu. Nu-i voie, du-te de aici. Hai, tai-o. Văd că ești obraznic deja. Mi se pare că acest cățel aparține de un domn care are casă în apropierea mea, pentru că l-am auzit când l-a strigat. Oricum și-a făcut treaba, s-a răhățit în apropierea mea, a făcut pipi pe trepiedul meu. Covrigei nu mănâncă, cu alte cuvinte, nu este chiar un câine amărât. Totuși avea o față foarte, foarte ciudată. Ok, guys, schimbăm locația pentru că peștele nu mai mușcă. Vreau să mai încerc și în alte locuri. Ne deplasăm în apropiere într-un orășel care se numește Cordova. Am mai fost acolo în urmă cu vreo 2 săptămâni, dar și în anii trecuți cu bătrânul pescar. Păcat de această zi frumoasă și să nu mergă și în alte locuri. Eu cred că până la urmă totuși vom prinde pește. Dacă tot mi-am luat liber la început de săptămână, păi atunci să mă bucur de această primă zi pe malul apei, care, după cum vedeți, se anunță una extraordinară. Este ora 10, acum adun bețele și alături de prietenul meu care între timp a sosit, ne vom deplasa, așa cum spuneam, în orășelul care se numește Cordova, situat pe malul fluviului Mississippi, undeva la vreo 20 de minute în amonte de locația în care ne aflăm. Ne revedem acolo. Prețul benzinei, am văzut undeva scris, $4.59 pe galon. Vorbesc de benzina cea mai ieftină. Regular, mai bine spus. Suntem într-un orășel situat pe malul fluviului Mississippi, pe partea cu statul Illinois. Acesta se numește Cordova. Cei ce sunteți noi pe canalul meu, probabil nu ați văzut videoclipurile pe care le-am realizat în această zonă, dar contează mai puțin. Astăzi am venit din nou să ne încercăm norocul, pentru că în urmă cu vreo 3-4 ani aici am avut niște pescuite minunate. Este mai mult o comună decât un orășel, dar contează mai puțin. Știu că lumea de aici foarte, foarte primitoare, populară. O să vedeți că și zona unde voi merge arată minunat. Cred că în 2-3 minute voi ajunge la destinație. Am ajuns, aveți în prim plan o limbă de apă unde voi merge să pescuiesc. Ok, hai să punem mașinile aici, cât mai aproape de acea zonă.
Ok, guys, am ajuns într-o locație care îmi trezește multe amintiri. Aici, în urmă cu vreo 5-6 ani, veneam cu bătrânul pescar și aveam partide de pescuit minunate. Am petrecut nopți în timp ce afară durduia, fulgera, ploua, dar nu ne-am urnit, am avut capturi pescărești extraordinare și ne-am bucurat de această zonă care pare desprinsă din vremurile de altădată, chiar dacă sunt și case, sau mai bine zis, construcții noi, dar am zărit și locuințe care au fost construite cu mult timp în urmă. Văd că primăria a curățat zona, arată mult mai bine. Aici, în stânga și în dreapta mea, dimineața intră pescarii cu bărci pentru a prinde răpitor. Arată chiar interesant. Acum o să-l rog pe cameraman să îndrepte camera către stânga lui. Pe malul apei se află o clădire unde odinioară exista un bar. Bătrânul pescar îmi spunea că în urmă cu vreo 20 de ani veneau americanii cu bărcile pe fluviu pentru că puteau să consume și băuturi alcoolice. Intrau în acea clădire, se baricadau și începea un chef cu dezmățuri. La un moment dat și bătrânul pescar a fost invitat acolo și mi-a spus că a petrecut câteva ore pline, habar n-are, nu mai are ce s-a întâmplat după preț de vreo 12 ore, pentru că whisky-ul a curs în valuri și mai mult decât atât au avut și dame de companie. Acum că am dat totul din casă, să revenim la ale noastre, nu am prins niciun pește, sau mai bine spus, am avut un dram de dimensiuni foarte mici pe care l-am eliberat. Vom merge în camping, acolo se va sfârși și această mini-vacanță pe care am avut-o la jumătatea lunii mai. Turn left onto Illinois 136 West, 14th Avenue. Părăsim statul Illinois și trecem în statul vecin, Iowa. Nu am mai fost de mult pe acest pod. Foloseam această rută când podul de la Savana, pe unde trec eu de obicei când merg în camping, a fost în construcție. Am uitat să vă spun că fluviul Mississippi în momentul de față are o cotație destul de mare. Poate și din acest motiv peștii nu mușcă așa cum trebuie. Iată că se mai dărâmă un mit, am auzit foarte des spunându-se în jurul meu că atunci când apa este mare, peștele mușcă cel mai mult. Bullshit! Intrăm într-un orășel care se numește Clinton. Ok, domnule. $4.19 galonul de benzină de la 4.60 cât era pe partea cealaltă de râu, o schimbare majoră, ceea ce denotă faptul că pe tărâmul statului Illinois taxele sunt foarte mari, așa cum am tot menționat de multe ori. Suntem la 10 minute de camping, de data aceasta am spus suntem pentru că în spatele meu se află prietenul meu, cameramanul, am decis să mergem în Bellevue să ne facem aprovizionarea. Astăzi mâncăm mai lejer după ce de dimineață am servit pizza la prima oră. Am ales să cumpărăm niște cartofi și să vedem, poate facem o bucățică de cărniță pe jar. S-a înnorat, dar nu plouă. Abia mâine, spre orele amiezii, încep ploile, așadar vom avea o după-amiază liniștită. Nu adie vântul aproape deloc. Hai să întorc camera să vedeți cum arată peisajul. Când am fost în excursie cu prietenul meu Florin, acesta spunea că drumurile din statul respectiv Tennessee seamănă cu această rută pe care o folosim pentru a ajunge în camping. Și acum se fac o dedicație lui Florin, deoarece mereu i-am imitat vocea cameramanului meu, acum îi vine rândul lui Florin să primească o dedicație. Casmin,
Acest drum arată precum cele din Tennessee. Nimic deosebit. Nu pot pentru că mi-am pierdut vocea. Dar am încercat să mă apropiu de ceea ce vroiam să exemplific. Și nu pot să-i fac o dedicație și cameramanului meu nu pot să mă țină. Alege mâncăm în sala asta, bă! Vii să ne oprim undeva să mâncăm! Tocmai îi spusesem că în urmă cu 2 ore am servit pizza și deja i s-a făcut foame. Și am comunicat că vom merge la magazin. Abă, bă, în sala asta facem niște gogoașe fripte, bă! Mâncăm mai healthy! Alege și o bucată de carne, nu? Ca să nu zici că ești chiar așa de vegetarian. Ok, guys, ne continuăm drumul, încet, încet ne apropiem de camping, dar vom trece, deoarece, așa cum spuneam, ne ducem în Bellevue să facem mici cumpărături. Cameramanul meu are nevoie de license pentru a pescui în acest stat. Eu mi-am făcut permisul în urmă cu vreo săptămână când am mai fost în această locație. Catfish? No, well, they're fine. Du-te în stânga, pe la lemn, pe la apă, așa, 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 și scoate-l acolo afară, că de lemn nu iasă. E flat head, mă. Ăsta e somnul, e puiul de somn ăla mare, care se face la noi, de îi ziceam noi somn. De ce? Să se facă mare? Nu, dă-i drumul, dă bățul încoace. Gata. Vezi că te înțapă. Acum un mic pescuit sportiv, catch and release, adică prins și eliberat. Dar ea zice limbi străine, ai învățat, ea zi, te-a zis adineaurea. Ce-am zis? Când eram la masă. Nu știu la ce te referi. Ișten... Ioi, iștenem, iștenem, boss meu, cașcă, copți duro. Mai aud și maghiarii și apoi știu ce prostii vorbim. Okay. N-a dă-i drumul că l-ai sărat acum, frumos. Hai. Du-te și crești mare să fie bunica ta și bunicul tău. Bună seara! Știu că par un moșneac deoarece stau lângă un foc și mai mult decât atât am o căciulă pe cap. Aceasta mă protejează de țânțari. Una peste alta ne aflăm în camping pe Mississippi. Am abandonat pescuitul deoarece am dedus că această îndelenicire nu face casă bună cu noi într-o astfel de seară. Acum am tot exersat în aceste zile, dar nu s-a prins nici cum de noi vreun pește. Arare ori a sosit câte unul pe care l-am eliberat. Contează mai puțin acest aspect. Acum vreau să vă introduc în bucătăria celui mai grozav vlogger, pentru că pe mine mă cheamă Grozavu. Așadar am toate motivele ca să fiu cel mai grozav. Nu poți să fii grozav ca mine dacă te numești Popa, stai să nu dau vreun nume al unui prieten de-al meu, pentru că s-ar putea înțelege că bat vreun apropo. În fine, nu te poți numi diferit de numele meu și să fii la fel de grozav ca mine.
În clipa de față pregătim focul. Știu că vă lipsește Florin, deoarece el participa la astfel de ospățuri la ceas de seară. Pentru astăzi vă voi pregăti o mâncare pe care eu o preparam în anii copilăriei, atunci când mergeam la pescuit. Acum să lăsăm gluma la o parte și să așteptăm să vină cameramanul, pentru că așa se întâmplă când, știi, tu bagi mâna în buzunar și firar să fie dai de acel arici, nu te lasă nici cum să bagi mâna mai adânc. Și din acest motiv, când te duci să-ți faci un abonament, te uiți la cel mai ieftin. Și atunci când vii în camping, te plimbi cu telefonul prin toată zona până găsești un semnal, deoarece poate ați aflat sau, dacă nu, vă spun eu, pe termen american, telefonia mobilă este de tot rahatul. Acestea fiind spuse, în clipa în care se întoarce domnul cameraman, o să continui vlogul. Până atunci poate se face și jarul, deoarece am o surpriză pentru voi. Nu plecați, deoarece ne revedem în curând. Și tocmai am crezut că s-a răhățit o păsărică, dar căzuse o creangă uscată direct pe căpățâna mea. Vedeți la ce mai este bună căciula? Vă protejează de vreascurile căzute din pomi. Ok, în sfârșit jarul este gata. Cu alte cuvinte, putem să începem să preparăm mâncarea. Pentru că în vremuri îndepărtate evadam din curtea bunicilor la pescuit. Pentru a-mi stăpâni foamea, furam 2-3 cartofi din chivniță, cum se mai spune în Ardeal, la beci. Și făceam un foc pe malul apei, băgam cartofii în jar, mai furam și câte un ștulete de porumb de pe câmp și uite așa îmi săturam foamea. Pentru vremurile de altă dată, astăzi voi prepara cartofi Felipe jar. Acum nu chiar pe jar, pentru că avem un grătar. Și pentru că vremurile au mai evoluat, musai înainte să începe să pregătiți o astfel de mâncare, trebuie să aveți un pahar de vin. Eu am un vin roșu pentru că este seară și mă uit la cameramanul meu cum înfulecă, zici că vine vreo foamete, vorba bunicii. Ori de câte ori plecam la joacă și știa că nu mă întorc prea curând, îmi spunea: mă băiete, mănâncă, că niciodată nu se știe ce se întâmplă, poate vine vreo foamete și te prinde flămând, măcar să te prindă cu stomacul plin. Ok. Și altceva, când veniți în camping, nu veniți cu ifose de oraș, pentru că aici se bea din pahar de plastic și mie place să beau din pahar de sticlă cu picior, dar de data aceasta când vii în camping nu vii cu aere urbane, pentru că n-ai cum să te simți bine. Ok, acum am să pun paharul pe masă și acum am să vă arăt încă un secret. Cartoful neapărat trebuie să fie nespălat, deoarece așa îți face anticorpi. Dacă vii cu gogoașele clinuite sau spălate, cum spune ardeleanul, sau curățate, cum vreți voi, atunci înseamnă că faci grătar în spatele casei și nici de cum în camping. Și din experiența prietenului meu, care în continuare înfulecă lângă mine, musai grătarul trebuie să fie plin de rugină. Bine, eu l-am ars, da? S-ar putea să rămână încă urmele de rugină pe cartofi, ci că face bine la stomac. Așadar, se taie cartoful Feli. Și încă o chestie. Dacă sunteți la pescuit, obligatoriu nu trebuie să vă spălați pe mâini, mai ales dacă ați folosit ca și momeală râma. Cu siguranță aveți negru sub unghie de la pământul. O flăresc o poftă bună, domnule cameraman. Trebuie să aveți negru sub unghie de la pământ, nu de la altceva. Știu că unii aveți negru sub unghie, cum spuneam și în altă postare, din alte motive. Așadar, dacă vreți să fiți sănătoși, musai cartoful trebuie să fie cât mai murdar,
și de pe mâini să se imprime un odor de râmă sau sau de rac, depinde ce ați folosit. Acum am să pun cartofii pe grătar, pentru că eu, fiind din zona Ardealului, până termin de vorbit, se gata și jarul. Tăiem câteva felii. Totdeauna trebuie să pui mai mulți cartofi, pentru că noi suntem mai mâncăcioși și mai bine să rămână, bă, decât să nu hie. Cum ar fi spus domnul cameraman, pe care îl aștept să vină cu cârnațul, pentru că nu credeți că ne săturăm cu cartofi. Dar acum îl las să înfulece. Când IT mai bate și din palme. Corect, mulțumesc, mulțumesc, apreciez. Așadar, dacă acești cartofi nu vor avea urmele de la grătar, pe ei înseamnă că nu sunt bun de mâncat. Vă uitați la toate porcările de emisiuni unde se prepară niște farfurii pe care se așează anumite chestii. Cred că mie mi-ar trebui, sau cel puțin prietenului meu, vreo 30 de farfurii ca să se sature. 2-3 chestii umplute de 2-3 verdețuri, pentru că așa este la modă, ci că să mâncăm puțin. Eu nu încurajez mâncatul angro, dar când veniți în camping, trebuie să vă concentrați pe niște mâncăruri mai speciale. Cum ar fi felii de cartofi pe jar. Ok. Și îmi place, uite, cartoful ăsta într-o parte este stricat, cred că o să aibă un gust deosebit în momentul în care el va fi copt. Acel putregai cu gust de rugină și cu aromă de lemn cules de pe malul apei, probabil un lemn din ăla putred împuțit decât a stat în apă. Vă dați seama ce combinație iese? Eu zic că este alegerea perfectă. Nu veniți cu chestii că pe cartofi trebuie pus untă sau smântână, pentru că acest lucru o faceți doar în spatele casei și nici de cum în camping. Este o mâncare simplă, o soluție pe care vă dau pentru a vă stăpâni stomacul. Da, s-a auzit un mormăit, un fel de râgâit din partea mea stângă, nu știu dacă la valiera l-a interceptat. Acest lucru înseamnă că domnul cameraman a terminat de savurat primul fel de mâncare, appetizerul. O să mai tai încă un cartof. Nu vă uitați unde așezați punga de cartof, nu contează, orice se depune pe acești cartofi din camping înseamnă că este natural. Mai am loc de 2-3 felii, poate între timp își mișcă fundulețul și domnul cameraman cu bucățica de cârnaț. Dacă nu, va trebui să pun pe pauză acest videoclip. Amu! Come on, baby! Hai că așteaptă lumea să vii cu cârnațul. O să merg eu să-l iau. Nu, no, am crezut că ai venit cu cârnațul. Ai venit cu farfurile. Păi tu ai venit cu... Păi nu vrei să pui cârnaț acolo, că ai zis că e... Nu. Știi ce ai... unde am vrut să pun cârnațul? Nu cred că vrei să știi. Ok. Cam așa se întâmplă când ești nepregătit. A venit cu farfurii la, în loc să vină cu cârnațul. Nu avem un jar foarte puternic. Mult mai bine, deoarece am timp să vorbesc între timp, până când se prepară cartofii. Încet, încet. Nu știu dacă se observă, se imprimă acea rugină pe cartofi, care face bine la stomac.
Ok, o să dau pe pauză deoarece văd că se mișcă în reluare prietenul meu. Masa este gata. Am să vă arăt imediat cum arată niște cartofi care au imprimați, nu mai știm să vorbim românește, rugina de pe grătar, care cred că dă un gust deosebit. Hai să caut unul. Cartofii trebuie să fie cât mai arși, pentru a nu simți nimic ce mănânci. Ia uitați cum arată asta. Ce ziceți? Arată fain? Și dacă nu credeți, eu am să mănânc așa ceva. Știți ce bun e fără smântână, fără unt și fără sare, că am început să îmbătrânim și sarea, ci că nu face bine. Acum am să scot cartofii și am să mă așez la masă alături de prietenul meu să servim cina. Oameni buni, cam așa se mănâncă în camping, dacă vreți să fiți autentici. Dacă nu, vă dau eu tot felul de adrese unde să puteți să serviți masa, pe la restaurant unde să vă vadă lumea că voi mâncați afară, cum se mai spune, peste ocean. Cu alte cuvinte, vă și lăudați cu o astfel de chestie. Nu vă place mâncatul în camping? Puteți merge la restaurant. Cam acesta a fost vlogul de la început de săptămână. Cam arde. Până data viitoare. Zi. Dar zi tare să te aud. Să trăiți bine pe tărâm american. Ok. A zis prietenul meu, să trăiți bine pe tărâm american. Ok, guys. Vă mulțumesc că v-ați abonat în ultima perioadă. Sunteți câțiva noi, veniți pe canal. Un băiat chiar a dat o mână de ajutor. Mai mult decât mă așteptam, oferindu-mi un suport, îi mulțumesc domnului sau domnișorului respectiv care mă urmărește, am înțeles, din Anglia. Cred că v-ați dat seama că am glumit în acest vlog, dar... Și îl așteptăm să vină în America la pescuit, pe Mississippi. Da? Cameramanul meu spune că te așteptăm, Alex, să vii, să participi la o partidă de pescuit pe tărâm american. Să aveți zile minunate în continuare. La revedere! Și dați-mi... Ai vrut să zici, dați-mi pizda mâncii un like, da!